Sammy, pare că i-ai dat ceva necomestibil. E posibil să-l doară burta. Monstrul care mănâncă gunoi nu poate avea dureri de burtă. Să vedem. Aha, acum putem verifica. Pot să te examinez? Mersi. Ce? Ce este? S-a întâmplat ceva? Avem niște vești rele. Coșul ăsta trebuie să-și ia concediu medical. Sfântă mozzarella! Acum cine o să mai mănânce tot gunoiul ăsta? Ei bine, am eu un candidat. Să mergem! Prieteni, niște decizii grele trebuie luate azi. Pentru a scăpa de tot gunoiul din casă, trebuie să trecem la acțiuni dure. Oh, nu! Nu vreau să renunț la Patrick! Nu, nu vom face asta, dar mâncatul gunoiului îl poate transforma într-un monstru. Ești pregătit pentru un astfel de rezultat, Sammy? Să trecem la treabă! Nu sunt un slime căruia îi e frică de monștri. Dacă spui tu, întâi vom decupa bucățile de carton pentru partea de jos a coșului de gunoi. Prieteni, aveți grijă cu cutterul? Sau mai bine rugați un adult să vă ajute? Patrick va avea un mecanism de deschidere în interior. Să pregătim piesele pentru el. Nu știu din ce motive, dar am un deja vu. Stai puțin! Am mai făcut monștri mâncători de gunoi, nu-i așa? Da, prieteni, vă amintiți de acel proiect? Dacă nu... Îl puteți vedea pe canalul nostru! Acel monstru mânca foarte repede! Sper ca Patrick să reziste mai mult! Ei bine, în cazul ăsta ar trebui să-l hrănim bine și să nu-l supărăm. E cam impulsiv. Dar dacă mă mănâncă pe mine, Susie, o să mă salvezi? Parcă spuneai că nu ți-e teamă de monștri? Eu nu mai sunt așa sigur. Te rog, ascunde-mă aici. Ok, cum vrei. Dă-te doi pași mai în spate. Acum hai să numărăm până la trei. 1, 2. Oh, nu! Încep să devin claustrofob. Scoate-mă de aici! Susie, ești salvatoarea mea. Mă simt mai bine acum. Mereu o să te ajut. Deci nu ar trebui să te temi că vei fi mâncat. Mersi! Atunci hai să trecem la partea de sus a lui Patrick. Prieteni, priviți! Sammy a făcut un șablon pentru a decupa partea de sus. Și... pac! Iată forma finală. Acum hai să o îndoim. Acele tăieturi mici ne vor ajuta să facem o formă de con. Abia aștept să-l întâlnesc pe Patrick al nostru. Trebuie să lipim părțile astea împreună. Priviți, deja se îndoaie. Hai să repetăm aceiași pași și cu celelalte tăieturi și să modelăm capul lui Patrick. Aveți grijă cu pistolul de lipit, prieteni! E foarte fierbinte! E nevoie de puțin mai mult efort pentru a îndoi partea asta. Siu, avem nevoie de niște tăieturi și în partea de jos. Ah, le-ai făcut deja! Urmează să facem o formă de con. Avem nevoie de mult lipici aici. Îndoiți astfel și veți obține forma finală. Floare la ureche! Acum arată prea simplu. Unde sunt trăsăturile lui Patrick? Ai dreptate! Hai să începem cu ochii. Sunt mari și rotunzi. Uite așa! Hei, Susie, vrei să vezi ceva distractiv? Wow, stai puțin! Unde te duci? Cred că tocmai m-am hipnotizat! Sfint de parmezan! Ce altă surpriză o să ne mai facă? Prieteni, rămâneți cu noi! Din interior nu e înfricoșător. Îmi place! Scuză-mă! Ok, acum putem trece la următoarea etapă a proiectului. Atunci hai să schimbăm decorul. Am făcut aproape aceleași piese și pentru monștrii mâncători de gunoi din trecut, doar că acum am făcut câteva mici schimbări. Atunci nu trece peste partea asta, Susie! Trebuie să știm totul! Bine, acum facem mânerul cu care deschidem și închidem capacul. Piesa din mijloc e puțin mai scurtă decât în proiectul anterior. Asta e o decizie foarte importantă, dar tu nu înțeleg de ce ai făcut asta! Scuze, acum nu e evident. Vreau să fac mânerul puțin mai sus, unde o să fie buricul lui Patrick. Yay! Sunt sigur că lui Patrick i-ar plăcea asta! Prieteni, abonați-vă la canalul nostru! Wow, Siu, ești un adevărat maestru! Mersi! Iar acesta e noul mâner. Unde-i buricul? Aici! Am găsit unul! Are forma perfectă! Ce drăguț din partea ta! Poftim, Patrick! Ultima piesă e un băț din lemn cu care deschidem capacul. Nu capacul, Susie, e gura lui Patrick! Fii consecventă! Așa e! Hai să fixăm partea de jos a lui Patrick. Astfel! Gata! Tu ce pui la cale, Sammy? Lucrez la pantalonii lui acum, dar e o sarcină destul de grea. Hai să o lăsăm pe mai târziu și hai să ne ocupăm de dinții lui Patrick. A
Mostre, privește aici cum arăt! Feroce! Prieteni, vom incorpora astfel de piese în gura lui Patrick. Bun venit la Dr. Sim! Astăzi veți învăța cum să faceți dinții unui monstru adevărat. Să punem asta aici. Ce spui? E 90% drăguț și doar 1% înfricoșător. Ne trebuie mai mulți! Cool! Acum vom fixa partea de sus folosind acest dispozitiv de fixare. Ai ratat o etapă! Avem nevoie și de un pai din plastic. De fapt, de astea avem nevoie. Bine, haide, fixează piesele astea! Și iată ce am obținut! Hai să întoarcem construcția. Hop! Acum putem uni cele două jumătăți. Le aducem mai aproape și adăugăm niște lipici. Fiu, e uimitor! Ești un adevărat inginer! Wow, priviți aici, prieteni! Haideți să facem un test! Deschide gura, Patrick! Ușor, Susan! Hei, scoate-mă de aici! E întuneric și puțin înfricoșător aici! Prieteni, trecem la etapa următoare! Decorul ne așteaptă! Haide, o poți acoperi cu hârtie gumată, nu e mare lucru? Ok, dar celălalt braț îl faci singură! Prieteni, hai să învățăm să facem brațele lui Patrick! Întâi tăiem vârful conului din carton! Nu ezitați! Hop! Apoi trebuie să facem două tăieturi largi pe lungimea conului! Văd că te descurci minunat fără mine, Susan! Îndoi brațul chiar acum! Prieteni, trebuie să adăugăm lipici pe fiecare tăietură! Când ați terminat, puteți începe să-l acoperiți cu hârtie gumată roz. Înfășurați-o strâns în jurul cartonului, urmând structura acestuia. O să grăbesc procesul pentru voi. Iată rezultatul. Hârtia gumată e foarte flexibilă, deci nu e greu să faceți asta. Apoi vom acoperi capul lui Patrick cu aceeași hârtie gumată roz. Uite așa. Aveți nevoie de multă hârtie gumată roz? O depozitez într-un loc special. De asemenea, nu uitați să decupați deschizăturile pentru ochi. Aveți grijă! Nu mă pot uita! Poate doar o mică privire. Priviți-mă! Arăt precum ruda lui Patrick Star? Cu siguranță! Dar mai degrabă ca o rudă îndepărtată. Prieteni, priviți! Sam a refăcut forma binecunoscută a sprâncenelor lui Patrick. Dar hai să trecem la ochi. Sammy, erau aici! I-am luat eu, dar sunt sigur că o să-ți placă asta. Sammy, ai ieșit uimitor! Deci, ce părere ai? I-a căzut falca! Este fie șocat, fie foarte entuziasmat! Era speriat, nu fi dur cu el! Am acoperit și partea de jos cu hârtie gumată! Ok, și asta pentru ce e? Susie, încă nu are pantaloni! Așa e, atunci hai să-i facem! Patrick îi poartă doar pe cei verde lime preferații lui! Hop! Cine-i gata de probă? Sunt sigură că-ți vor plăcea! Prieteni, nu vă uitați! Priviți, mărimea e cea potrivită! Dar lipsește celebrul model cu flori! Acum e mult mai bine! Acești pantaloni sunt aproape la fel de populari ca cei al lui SpongeBob pantaloni pătrați! Susie, privește! Au sosit acămurile pentru monstrul nostru flămând! Astea par cam plate! Hai să le reparăm! Op, op! Acum vom transforma acămurile din carton în unele din argint! Nu mișca! Cine e acolo? Susie, eu sunt! Nu mă mânca! Sammy, glumeam! Uite, fă furculița, cât timp eu mă ocup de cuțit! Frumos mâner, apropo! Privește! Patrick a început deja uspățul! Oh, nu mănâncă prea sănătos! Dacă Patrick vrea să felieze ceva... Hop, am făcut un cuțit ascuțit pentru aceste ocazii! Prieteni, sunteți gata să vedeți înfățișarea monstruoasă a lui Patrick? Fiți pregătiți să vă înfiorați! Thank you.
Era important! Dă-mi-le înapoi! Sfântă mozzarella, îl digeră! Siu, poți să te ocupi de asta? Bine, lasă-mă să încerc! Iac! Ia-le înapoi și nu-l mai arunca niciodată! Cu mâinile goale? Siu-si! Tipul ăsta pare să mai vrea! E nesătul! Să-l hrănim cu un slime? Sunteți de acord, prieteni? Nici gând! Eu nu sunt gustos! Prieteni, abonați-vă și nu veți rata noile noastre proiecte! Salutare!